Zodia ta poate spune câte ceva despre personalitate sau despre modul în care este așteptat să acționezi în anumite situații. Unii astrologi cred că semnul zodiacal poate influența și sănătatea inimii. Berbecul este predispus la durerile de cap, deoarece tensiunea arterială îi poate crește rapid când se enervează. Este important să te relaxezi și să te stresezi cât mai puțin posibil. Taurul are tendința să exagereze cu mâncarea și băutura, iar acest stil de viață poate pune o presiune inutilă asupra inimii pe termen lung. Caută să eviți stilul de viață sedentar și ieși din rutină. Gemeni, este nevoie să-ți faci timp pentru odihnă. Sistemul imunitar îți poate slăbi și va pune o presiune inutilă asupra inimii. Lasă totul deoparte și dormi cât este necesar. Racul se poate confrunta cu stresul greu de gestionat care pune presiune pe inimă și tulburări digestive. Este important să scapi de emoțiile negative care te blochează vorbind despre acestea. Leu, ești cel mai vulnerabil la probleme de spate, hipertensiune arterială sau bătăi neregulate ale inimii. Dacă nu ai grijă de tine, păstrează o dietă echilibrată și nu renunța la a face exerciții fizice frecvent. Fecioară, ești conștient de problemele tale de sănătate. Zonele tale vulnerabile sunt creierul și sistemul nervos, dar este probabil să ai probleme și cu inima atunci când ești stresat sau supra-solicitat. Balanță, echilibrul este cheia dietei, muncii și relațiilor tale. Prin urmare, dacă te simți supra-solicitat, pot apărea probleme de sănătate și de inimă din cauza epuizării nervoase. Scorpionii au o rezistență bună, deci se bucură de o sănătate bună. Cu toate acestea, este predispus la probleme de sănătate ale inimii cauzate de dificultăți emoționale. Ai grijă de sănătatea ta emoțională și mentală. Săgetător, este posibil să fii predispus la excese care pot duce la probleme cu inima și ficatul. Trebuie să-ți echilibrezi stilul de viață în căutarea senzațiilor tari și să adopți obiceiuri mai bune pentru inimă. Capricornul are o sănătate bună și este rezistent la efort. Trebuie să fii strict în ceea ce privește obiceiurile și rutina ta zilnică pentru a-ți păstra sănătatea inimii. Vărsător, duci un stil de viață neconvențional și ești mereu în mișcare. Poți avea probleme precum hipertensiunea arterială, atac de cord sau anxietate din cauza problemelor legate de muncă. Relaxează-te și caută să reduci stresul. Sănătatea peștilor poate fi afectată de schimbările meteorologice și de modificările de rutină. Ești predispus la boli ca anemia, tensiunea arterială scăzută și inflamațiile. Ar trebui să ai grijă la programul de odihnă. Relatează Click pentru femei.